Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă cârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare, noua epidemie, precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește sănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel milostiv. Învățați să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu Preacuvioase Părinte,